Bună ziua! Ne aflăm pe un șantier destul de interesant, unde avem o structură de rezistență la fel una neobișnuită. Este o structură cu un plașeu îngroșat, fără grinzi, cu stâlpi mai mari decât în mod normal și care prezintă mai multe particularități destul de interesante și noi pentru unii din voi. De ce am proiectat și construim astfel de casă, cu astfel de structură, care este logica, ce avantaje aduce acest sistem constructiv? Vorbim despre toate acestea în acest video. Așadar, în mod normal, o casă are grinzele orientate în jos. Grinzele sunt acele structuri din beton care se află între stâlpi și preiau încărcările și sarcinile de la etajul superior, planșeu, și le distribuie către stâlpi. Totuși, în multe case moderne, unde se gândește și un sistem de ventilație, dar și alte instalații, cât și un design interior cu tavane mai uniforme, aceste grinzi prezintă o problemă, atât vizuală cât și constructivă, deoarece tubulaturile trebuie să le înconjoare pe aceste grinzi, iar acest lucru creează în final spațiu pierdut, mici probleme, trebuie să le ascunzi cu mobilier și așa mai departe. În acest sens, ce se fac? Păi în cazul dat, dacă ai o casă doar parter, întorci grinzile în sus, așa cum am făcut, proiectat și construit la o altă casă de-a noastră. De exemplu, unde vedem că grinzile la interior nu există, ele fiind întoarse pe acoperiș. Acolo deja se vine cu termoizolare, hidroizolare și practic nu există nicio problemă. Dacă ai casa parter plus etaj, ca și în cazul respectiv, poți face așa ceva doar la ultimul nivel, la doilea, întorci grinzile în sus pe la acoperiș, însă rămâne problema la parter. Ce faci cu acestea de la parter? Să faci găuri prin grinzi, așa cum vedem în această imagine, este cam riscant și nu mereu inginerul va permite acest lucru. Acolo calculele sunt mai atente și dacă calculul ingineresc dă voie și e posibil, cred că în maxim 0,31% din cazuri se acceptă așa ceva. Sunt multe excepții, acolo trebuie să fii mai atent, însă în rest, fie înconjori grinzile cu tubulatura ventilației și le astupi ulterior cu gips carton, scazi din mobilier, acolo faci diferite chestii interioare, fie schimbi întreg sistemul ingineresc, așa cum am făcut noi la această casă, pe un sistem structural fără grinzi care îți oferă anumite avantaje. Ce implică acest lucru? În primul rând implică o placă mult mai groasă. Dacă o să vină încoace, nu știu dacă o să vedeți, deoarece stă cofrajul plăcii, care trebuie să stea minim vreo 3 săptămâni, dar noi abia după 3 săptămâni încetșor o să scoatem popii telescopici, o să începem să decofrăm, însă avem o placă mult mai groasă, de 220 de mm, în loc de 160-150, cum este una standard. În afară de grosime și beton mai mult, aceasta implică și o armare mult mai serioasă, mult mai detaliată, decât o armare simplă cu două plase. Plasele inferioare și superioare sunt de 12 mm la pază de 150. De la stâlpi, vedem și acum, sunt mai multe bare de armare adiționale de 8 mm, noi până la urmă, mă rog, un pic s-au făcut mici modificări, s-a ajuns la 12 mm. Caprele sunt puse în șahmate de 8 mm la pază de 600. Perimetral, cum vedem aici, vedeți, placa aceasta este îngroșată cu grinzi, dacă din interior, posibil o să se vadă mai bine. Uite aici. Deci, perimetral, noi avem grinzile coborâte puțin în jos. Ele sunt făcute și din cauza că oricum avem mulți buiandrugi la multe ferestre ce sunt până în planșeu aproape, dar atât și pentru comoditate în etapa de construcție, cât și pentru tavanele și finisajele ulterioare. Montarea ferestrelor, dar, mă rog, inginerul zice că oferă astfel și un plus la rezistență, să existe și aceste, să zic așa, buiandrugi coborâți, dar sunt ca niște grinzi perimetrale în jos. Așadar, așa greutăți și sarcini necesită stâlpi mult mai serioși. Nu 30x30, nu 40x10 cum suntem obișnuiți, ci stâlpi mult mai serioși și mai îngroșați, care la fel se realizează conform calculilor inginerești. Dimensiunile în cazul respectiv sunt 250x250, deoarece atât avem zidăria. Dacă uite, avem zidăria aici 250, dacă era 300 zidăria, era și acest stâlp 300. Și este
350 pe 800, pe 1 metru, pe 1000 de milimetri, pe 1 metru și ceva. Deci sunt stâlpi îngroșați, unii zic coloane, unii zic chiar diafragme, care reprezintă practic niște stâlpi mult mai trainici și necesar pentru acest sistem constructiv care, repet, are o placă și o greutate a casei mult mai mare. Armarea stâlpilor la fel e mai serioasă. Cu mai multe bare de armatură, în principal de 14-18 mm, etrierii sunt de 8 mm, nu de 6, așa cum se mai permite în Moldova. În România nu se permite etrieri la stâlp de 6, la noi, conform normativului, se permite etrieri de 6, însă la acest tip constructiv nu. La acest tip trebuie să fie de 8 mm, care sunt deja la pas în dependența de zona critică și nu de la 100 la 200 de mm. Deci, avantajul cel mare al acestui tip constructiv. Nu ai grinzi la interior deloc, ai un tavan neted. Neavând grinzi vizibile, poți veni cu orice comunicație pe tavane, câștigi în designul casei și elimini problema tavanelor prea coborâte din cauza grinzilor interioare, cât și elimini alte incomodități la etapa de design. Nu mai trebuie să te chinui cu mobilierul să le astupi, mai ales dacă ai un design mai interesant. Și practic e o soluție care tot mai des începe să fie acceptată la casele individuale. Desigur, toată structura se calculează de ingineri, nu sugerez să o repetați acasă de sine stătător. Fiecare casă are sarcinile și problemele, datele problemei ale sale. În calculul, de fapt, în mod normal se face un calcul structural pe orice casă, se dimensionează corect structura și doar după ce proiectul este verificat, avizat, controlat X ori, se apucă de etapa de construcții fără improvizații. Așa că dacă vă schimbați sistemul constructiv la așa ceva, fără proiect nu recomand. Și, mă rog, etapa de construcție e simplă. Noi am început cu stâlpii. S-au armat, s-au cofrat, s-au turnat stâlpii, după o perioadă s-a cofrat, armat și turnat planșeul. Noi, iată, deja am cofrat, armat, betonat și am decofrat deja stâlpii de la etaj și urmează deja etapele ulterioare. Vă mulțumesc și, apropo, în final, dumneavoastră, ce tip constructiv aveți la casa voastră? Dacă aveți acest tip, chiar sunt interesant dacă costul în plus, deoarece acest sistem constructiv consumă mai mult beton și armatură, echivalează cu avantajele care le-am menționat în acest video de design, de lipsa grinzilor și așa mai departe. Vă mulțumesc și ne revedem în alte videouri. La revedere!